Bună ziua! Suntem pe baraj, suntem pe drumul județean 123, un obiectiv cu un istoric, pentru că istoria acestui obiectiv este cam din 2014-2015, când domnul președinte Benea era președinte Consiliului Județean. S-a reluat, s-a încercat să facă din fonduri proprii, valoarea fiind foarte mare, s-a reluat pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2 în 2016, s-a actualizat documentația și în 2017, în decembrie, s-a semnat contractul de finanțare. De atunci și până acum, în procedura de achiziție. E vorba de 6,3 km de drum, face legătura între Dărmănești și județul, limita județului Harghita, Dărmănești-Sălătruc, aproximativ 12.000 sau peste 12.000 de locuitori ai zonei la care se adaugă și turiști. E o investiție care cu siguranță deschide atracția în zona agroturistică și nu numai, și dezvoltarea economică a zonei respective. O investiție mult așteptată. Sunt aici consilierii locali de la Dărmănești, echipa din zonă care a pus umărul la fostul primar, domnul Spiridon Constantin, domnul deputat, domnul deputat Miron Smarandache, cu suflet, domnul senator Smarandache, scuzați-mă, implicat aici. Valoarea investiției, contractului de execuție, vreau să precizez că aici avem de face un contract de execuție. La celelalte sunt proiectare cu execuție până în prezent, cele patru care le-am semnat. Ăsta e cel de-al cincilea, deci de execuție. Mai sunt două proiecte. Unul, din păcate, săptămâna trecută, în termenul de depunerea contestației, a apărut contestația și probabil o să ne mai lungească, să ne mai ducă câteva luni de zile, iar cel de-al șaptelea este drumul județean 119, care se află acum în procedura de evaluare. Valoarea este 16 milioane și ceva, cu tot cu TVA. Ofertantul câștigător este o asociere de trei firme, a cărui lider este Aqua Park SRL. Lucrările propuse de către proiectant sunt complexe, în sensul că prevăd realizarea consolidării cu ziduri de sprijin, amenajarea acostamentelor, a sistemelor de preluare și scurgere a apelor prin realizarea de șanțuri, de drumuri laterale, de podețe, precum și două poduri mai serioase care trebuie reabilitate și de asemenea lucrări care țin de siguranța circulației. Indicatoare, marcaje, parapet metalic. Eu trebuia să ajungă și constructorul, sper să fie o să ajungă, că vreau să vorbesc mai mult. O lecție mai bună. Domnul președinte, dacă vreți să preluați, pentru că știți foarte bine istoricul acestui drum. Facem puțină politică. Pentru că tot am fost făcuți în fel și chip de primarul orașului Dărmănești în această perioadă, jigniț. Nu întâmplător dânsul lipsește astăzi aici. De vreo 3 ani tot spune că face acest drum din bugetul primăriei. Și asta este o minciună și acesta este și motivul pentru care bănuiesc că Consiliul Județean nu a invitat primăria Dărmănești. Acest drum este finanțat pe Programul Național de Dezvoltare Locală și este un drum județean pe care îl va realiza Consiliul Județean cu asocierea de firme despre care vorbim. Am să vă spun un lucru care poate șochează. Cât am fost președinte al Consiliului Județean, acest drum n-a figurat printre prioritățile Consiliului Județean. Deși domnul Spiridon, primar la vremea respectivă, s-a chinuit, săracu, a făcut un lobby, n-a avut foarte mult succes pentru că fondurile erau altele și prioritățile erau altele. Până să facem un drum cu un pronunțat caracter turistic, cum este acesta, și care a devenit tot mai turistic în ultima perioadă, trebuiau realizate obiective importante și în municipiul Bacău și în alte colțuri ale județului. N-a fost, cu excepția Pârtii deschide azi în Moldova, turismul n-a fost o prioritate pentru Consiliul Județean.
De când a apărut Programul Național de Dezvoltare Locală, de când se rambursează banii de la aeroport, pe fonduri europene, bugetul Consiliului Județean are o dimensiune net superioară celor de acum 10 ani sau 5 ani. Și evident că i-a venit timpul și acestui drum. Dar, repet, un drum finanțat de Guvernul României și realizat de Consiliul Județean nici de cum de acum celebra primărie Dărmănești. Eu îmi amintesc că am mai fost acum 5 ani, nu întâmplător, nu știu dacă își mai amintește domnul primar Spiridon, am mai fost la primăria Dărmănești și am participat la semnarea contractului pentru alimentare cu apă și canalizare în Dărmănești. O investiție realizată prin compania de apă și am fost tocmai din aceleași rațiuni de a aduce la cunoștință, pentru că noi nu putem sta în fiecare zi în Dărmănești sau în Cumănești sau în Mâinești, de a aduce la cunoștința celor de aici că totuși și Consiliul Județean, și Guvernul, și fondurile europene mai intervin în zona dânșilor, nu numai primarii în mod exclusiv. Și atunci s-a semnat un contract pe fonduri europene de vreo 20 și ceva de milioane de euro, 22 de milioane de euro, care e aproape recepționat, nu știu dacă e dat în funcțiune, fonduri europene, o asociere Consiliul Județean cu Cravo. Sunt multe obiective care s-au realizat sub mandatul domnului Spiridon și n-au nicio legătură cu actualul primar, nici acest drum, realizarea acestui drum, n-are nicio legătură cu domnul primar și e bine să punem realitatea. Să spunem realitatea cu riscul de a fi unii supărați dintre noi. Mai facem și noi lucruri bune, nu numai patrioții de serviciu. Și asta este. Noi înțelegem să dăm valoare acestei zone, să dăm plus valoare acestei zone, realizând investiții. Îmi pare rău că n-am putut să semnăm acest contract în luna aprilie sau în luna mai sau anul trecut. Astea sunt procedurile. Acum i-a venit timpul. O să înceapă lucrările și urez mult succes în implementarea acestui proiect. Am impresia că avem constructorul. Toată lumea fericită. Cred că e același constructor care este și la insula de Agrement. Sper să... O să rog și pe domnul Ivancea să intervină puțin, că aici s-au mai realizat niște investiții pe care le-ați mai aflat prin intermediul mass media la baraj și poate nu e rău să pomenim și de acestea. Tot finanțat de Guvernul României. Domnul prefect, vă rog. Da. În primăvară știți foarte bine că au început lucrările de reabilitare a golerii de fond a barajului. Barajul este principala sursă de alimentare cu apă a municipiului Bacău și a UAT-urilor limitrofe, ca atare și realizarea lucrărilor a fost extrem de dificilă. Felicit cu această ocazie și conducerea Abasiret, care au gestionat foarte bine lucrările, și conducerea companiei de apă, care au reușit să furnizeze cetățeanului municipiului Bacău apă fără să apară probleme în furnizarea acesteia. De asemenea, lucrările vor continua la barajul Valea Uzului în septembrie, când va permite vremea, tot cu monitorizare atentă, de așa natură încât să nu fie afectat cetățeanul referitor la furnizarea apei. Scurtă paranteză, ca să vedeți că se potrivește de minune intervenția domnului prefect. Astăzi s-a dat și ordinul de începere la rezerva de apă a municipiului. Ne tot învârtim în jurul apei, ceea ce nu e rău, e bine, în principiu. Și dacă tot a venit vorba, domnul constructor, insula de Agrement o terminați la timp, nu? Fără probleme, da. Acum, în funcție de condițiile mele... Da, sigur, ați avut tot în apă un inamic. Da. Dar poate terminați până la 1 septembrie. Dacă condițiile sunt favorabile, 100%. Oricum, chiar dacă este o firmă din neamț, trebuie să recunoaștem că diferența între prestația firmei din Bacău și prestația firmei din neamț pe acel obiectiv de colmatare a insulei de Agrement este net diferită, evident în avantajul actualei firme, și asta este o veste bună, în sensul că decolmatarea va fi finalizată la timp. Dar știrea era că s-a dat ordinul de începere pentru rezerva de apă a Bacăului, care primește apă tot de aici și care sper să nu mai fie un subiect în vara acestui an, deși emoțiile la CRAB sunt destul de mari pentru
comunități. Deci, iată, am finalizat. Da. Întrebări dacă sunt. Cât timp se vor face lucrările? În 24 de luni este prevăzut în contractul de execuție, dar eu sper că cele 7 minute care a întârziat constructorul astăzi să fie un exemplu de că noi ne ținem de cuvânt și am fost punctuali și aș vrea, noi dăm tot concursul, aveți și autorizații de construcție, vom da ordinul de începere cât mai repede. Aici cu doamna director chiar m-am gândit, nu există absolut niciun impediment, orice discutăm ca să aveți front de lucru și să terminați cât mai repede. Deci 24, eu zic că ăla e maximul, să încercăm să terminăm. Uitați în spate, aveți aici toți oamenii locului care își doresc asta, de, și noi toți, dar oamenii locului de aici care și-au dorit dintotdeauna această zonă și așteaptă acest obiectiv cât mai repede să prindă viață, să fie realizat. La Bacău suntem polițistul bun și polițistul rău, știți? Da. Laudă, domnul președinte, vă înțeleg. Da. Așa că ați treabă. Da, da. Sperăm să nu, da, să nu ajungem la 24 de luni, ca lucrarea să... Păi, semnăm contractul, da? Hai, semnăm contractul. Domnul Bujor, poftiți. Da. Pojocarul de aici. De ce zi? Nu, nu, lucrarea care spune de nostru. Important. Eu vorbim să-mi trec. Din totdeauna am avut așa, dar tu faci, da? Ne-a făcut așa? Comuna Dofteana. Da, Dofteana, sunt pe drumul eșalonat prin investiția pe care am făcut. Da. Am înțeles că au venit și cei de la o firmă din Franța, care sunt abilitați pentru așa ceva și în condițiile astea, barajul ne-a mai creat probleme în acesta deocamdată, chiar dacă a fost dată inundație. Da, s-a reușit gestionarea foarte bună a viiturilor și s-a reușit canalizarea, de asta am și felicitat conducerea Vasirei. Pentru că a fost o lucrare dificilă și în care nu au fost refuzuri din partea scafandrelor de a coborâ la mare adâncime, pentru că nu aveau vizibilitate și era foarte rece. Foarte rece. Dar efecții din ce a făcut? Au decolmatat vana respectivă și au înlocuit-o. Data viitoare sper ca drumul să fie mai bun să nu mai întârzi. Bravo, bravo! 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 Noi mergem, ne-a invitat domnul senator Spandar, care a fost șef pe aici, prin anii 70-80, nu? 90. Cum ai? A fost șef la... Baza de acuzionare. Baza de acuzionare, ne invită la o socializare, nimic indecent. Dar unde? Care spuneți vine, locul casă. Vine mai sus, casa 2. Dar oricum nu putem merge.